când a început propriu-zis acest proces al digitalizării în Estonia și care sunt principalii piloni care au dus la asemenea succese pe care le înregistrează? Da, într-adevăr, Estonia este cea mai digitalizată societate din lume. Poate că nu este cea mai digitală țară, poate că nu are cele mai multe calculatoare, cele mai mulți bani, dar exact aceasta este, de fapt, esența digitalizării și transformării digitale, că esența ei este factorul uman. Cât de mult oamenii sunt implicați, cât de mare este rata de penetrare acestor soluții digitale, cât de multe soluții digitale pe toate palierele vieții noastre, și noi în Estonia avem peste 2000 de servicii digitale, sunt utilizate relativ de majoritatea cetățenilor și rezolvă problemelor sistemice. M-ați întrebat de piloni? Probabil principalii piloni, câțiva să-i numesc. În primul rând, probabil este vorba despre voința politică și despre exemplificarea prin exemplu propriu. A doilea succes major și o precondiție, dacă doriți, este identificarea digitală a tuturor cetățenilor țării, ca fiecare cetățean să aibă posibilitatea să utilizeze aceste servicii. Noi numim acest, în engleză ar fi all of society sau întreaga societate, ceea ce înseamnă că niciun cetățean nu poate fi exclus și fiecare cetățean trebuie să beneficieze. Deci, autentificarea și posibilitățile de semnătură digitală sunt super importante, pentru că fără această oportunitate, fără această posibilitate, noi nu știm cine folosește acest serviciu, nu știm cine se află în partea cealaltă de calculator și corespunzătoarea relația cu statul, noi nu suntem absolut siguri. Când vorbesc sigur, vorbesc de a treia dimensiune, care se numește securitate cibernetică. Și securitatea cibernetică nu înseamnă neapărat doar acei oameni în caguli negre care stau în subsol și au grijă de sistemele naționale de securitate, ci de fiecare dintre noi. Cât de important noi vedem securitatea cibernetică și acea igienă online, dacă doriți, pentru că fiecare stat este mai securizat digital, cu cât mai mult este securizat digital fiecare cetățean. Și a patra dimensiune, care vreau să zic este super importantă, care stă la baza transformării digitale în Estonia, este interconectivitatea datelor. Cum toate aceste date sunt conectate între ele după principii clare, sigure, deja am zis. Și probabil ultimul element, noi îl numim principiul once only. Ce înseamnă principiul once only? Este că dacă statul are datele tale, dacă are datele tale de pașaport sau de, nu știu, buletin de identitate sau permis de conducere sau are acces la această bază de date de a unui minister, nu mai cere de la tine, de la cetățean. Mai simplu vorbind, să nu fugărim oamenii pe drumuri, ci să fugărim datele acolo unde le stau lor bine în conexiunile internet. Domnule Gusun, când a început în Estonia acest proces? În Estonia a început odată cu redobândirea independenței Estoniei. Când spun redobândirea independenței Estoniei, mă refer la perioada post-sovietică și noi nu iubim să spunem în Estonia perioada post-sovietică, pentru că noi nu spunem perioada post-Mussolini în Italia, când vorbim de Italia, spre exemplu. Și atunci statul tânăr sau renăscut, dacă doriți, estonian, a înțeles că are resurse puține. Suntem la începutul unei ere digitale. Avem o societate foarte închegată, dacă doriți, de mai multe perspective și exista tradițional în Estonia o industrie întreagă de a coda, de a folosi calculatoare și explicația este una relativ simplă, pentru că industria militară Uniunii Sovietice avea multe institute care produceau tot felul de echipament și tot felul de softuri corespunzătoare. Și atunci a apărut întrebarea cum noi putem să transformăm această țară mică într-un tigru digital, cum îl numim noi atunci. Și de fapt a început de la chestiuni foarte simple pe care noi trebuie să le facem și multe țări le fac abia acum, cum spre exemplu sunt campanii de alfabetizare digitală, cum sunt interconectivitatea la internet și conectivitatea la toate școlile, instituțiile de stat, cum sunt acest principiu once only care vorbeam. Și aceasta este și o monetizare, dacă doriți, o ramură a economiei foarte dezvoltată. Gândiți-vă doar la perspectiva, dacă nu greșesc, România are unu sau maxim două companii care au capitalizare pe piață mai mare, mă refer la piața IT, la startup-uri, de un miliard de euro, de dolari pe bursă. Și Estonia, un stat de 1,3 milioane, are deja 10 companii corespunzătoare. Asta înseamnă și locuri de muncă, asta înseamnă și perspectiva, asta înseamnă și, de fapt, viziunea de viitor a acestui stat. Cele mai multe administrații și-au făcut propriile programe, propriile soluții de a digitaliza comunitatea, așa cum au știut, așa cum au putut, în funcție de fondurile pe care le-au avut. Cum s-a întâmplat propriu-zis în Estonia? Nimeni nu știe mai bine care este această problemă și cum ea poate fi soluționată decât, spre exemplu, primăria Vaslui sau Oradea sau Cluj. Mai mult decât atât, ele sunt diferite. Sunt primării mai mari,
mai mici. Există sisteme cadastrale, sunt primării care lucrează mai puțin cu documente cadastrale. Sunt primării unde sunt diverse probleme și diverse priorități. Unele au prioritate drept turism, altele industria chimică, petrochimică, constructoare de mașini și așa mai departe. Deci, acesta este un lucru foarte important, ca aceste servicii digitale să fie dezvoltate cât mai jos posibil. Numim noi bottom-up, da? De jos în sus. Dar este super important ca toate aceste soluții despre care noi vorbim să ale aceleași principii de dezvoltare. Să fie integrate în aceleași mecanisme, inclusiv și acel once only despre care vorbim, și să fie interoperabil. Deci, practic, să vorbească între ele. De aceea, toate aceste elemente sunt super importante. În această perspectivă, Republica Moldova dezvoltă în acest moment Strategia Națională de Transformare Digitală 2023-2030. Am participat, de fapt, am coordonat acest efort la nivel de conceptualizare. Am văzut chiar, spuneați că va fi capitala digitală Cahulul și aș vrea să ne spuneți de ce asta. Noi o să lansăm un proiect nou la Cahul de 7,8 milioane de lei, unde o să finanțăm între 10 și 20 de proiecte de digitalizare pentru antreprenori și administrațiile publice locale. De ce Cahulul? Pentru că noi vrem să creăm aceste poluri, dacă doriți, de atracție, acel clay, dacă doriți, ca oamenii să vadă că lucrurile funcționează. Și nu va fi doar bani, că nu este vorba doar bani. România tot are PNRR o sumă destul de mare, inclusiv 500 de milioane în cloud guvernamental și așa mai departe. Dar să știți, problema nu este doar în bani. Există țări super bogate care nu dezvoltă societăți digitale. Și aici problema este exact în natura umană acestui proces. Eu întotdeauna spun că sunt 90% factor uman și 10% factor tehnologic. Tehnologia au toți. Factorul uman mai puțin, și noi vrem să dezvoltăm din orașul Cahul, unde există o deschidere pentru dezvoltarea serviciilor digitale, există o mapare a necesităților, vedeți, eu am spus intenționat o mapare, deci s-a discutat cu oamenii, s-a făcut un meniu de soluții, dacă doriți, și noi vrem să oferim această oportunitate, dar gândiți-vă și la altă perspectivă, Cahulul se află la frontieră cu România. Da? Și noi acum suntem Republica Moldova și România au semnat, din câte cunoașteți, guvernele, un document care specific se construiește un spațiu digital comun. De ce acest lucru este super important? Pentru că o soluție care lucrează la Cahul, vă asigur că poate să lucreze și la Galați. O soluție care lucrează la nivel național la Republica Moldova, ca M-Connect și ceea ce spune domnul ministru Burduja și cu domnul ministru Țurcanu foarte des, poate să funcționeze foarte bine și la București. Și un cetățean al Republicii Moldova care se află la București sau viceversa din București sau din Galați sau din Cluj în Republica Moldova, în Chișinău, care va avea acces la serviciile guvernamentale, fiind, nu contează unde te afli, așa cum se întâmplă în Estonia și Finlanda, spre exemplu, cu datele mele medicale sau cu e-poliția, cum numim noi, și unde, de fapt, îmi soluționează niște probleme sistemice care pot salvează și viața. Nimeni nu va aștepta Republica Moldova sau România sau alte țări, oricare, în această transformare digitală și în această revoluție globală. Și dimensiunea, distanța dintre statele digitalizate și cele nedigitalizate va fi una enormă. Și nu este vorba de cât de bogată este țara. Pentru că eu când merg în Germania, spre exemplu, a fost câteva zile în urmă, deci și acolo sunt foarte puține procese digitalizate, vezi exact același lucru. Și viceversa, eu văd în Estonia, care nu este cel mai bogat țară din lume, dar multe procese sau marea majoritate a procese. Apropo, toate 100% din servicii în Estonia, această pandemie le-a făcut digitale. Doar 3 înainte de pandemie nu erau digitale. Vânzarea unui și cumpărarea unui imobil, căsătoria și divorțul, și această pandemie ne-a învățat și aceste lucruri. Acum 100% sunt digitale toate. Cum vedeți anul și România și Republica Moldova în 2027 din acest punct de vedere al digitalului în viața noastră? Eu nu vreau în 2027 să revenim la această discuție și să spunem că noi avem 1400 de servicii digitale în România, spre exemplu. Pe mine mai mult mă va interesa dacă gradul de penetrare acestor 30 de soluții digitale va fi de 70% și pentru mine acesta va fi un indicator de succes. Exact așa cum la mine în universitate, nu nota în foaia matriculei este importantă atunci când absolvenții noștri finalizează, pentru că asta iarăși e o modalitate de gândire. Și dacă și-a găsit absolventul nostru un job conform studiilor sale universitate sau nu. Da, și noi telefonăm, eu sunt asociat cu o universitate, și noi telefonăm absolvenții. Și dacă nu și-a găsit un job, înseamnă că problema este și a noastră inclusiv. Înseamnă că noi nu ne-am racordat la realitățile timpului nostru, noi nu am schimbat programe educaționale, noi nu am reacționat la oferta pieței de muncă, noi nu am reacționat la toate elementele care sunt în jurul nostru. Deci exact același lucru și 2027 este doar o cifră. Categoric este nevoie de mult mai mult lucru cu cetățenii români,
cu toate categoriile de beneficiari și în mod special cu polițienii care trebuie să dea un exemplu pentru toți.